piteștenii mai slab de înger spun cu o înfricoșare că ar fi fost bântuită. O casă părăsită, demolată între timp, loc necurat de ritualuri sataniste, despre care piteștenii mai slab de înger spun cu o înfricoșare că ar fi fost bântuită. Una dintre legende, cea a miresei fără cap, zugrăvește povestea stăpânului unui conac din pădurea Trivale, care, în speranța de a-și spori avuția, a hotărât să-și căsătorească fata, o tânără de frumusețe copleșitoare, cu un bătrân putre de bogat. Deci, practic, a dus-o la un sugar daddy.